Pentru acest weekend, specialiștii Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpulung recomandă cititorilor o carte care îmbină educația americană cu cea japoneză. Este vorba despre romanul Tokyo pentru totdeauna al autoarei Emiko Jean. Personajul principal este o adolescentă americană de origine japoneză care descoperă că este fica prințului moștenitor al Japoniei. De aici începe o frumoasă poveste pe care o puteți afla parcurgând cartea recomandată. O mică adunare, au zis ei. O cină festivă în onoarea dumneavoastră. Doar familia, nu mare lucru. A, oare a menționat și întâlnirea cu presa? Sau piesa interpretată la clopote? scurtul concert al, al orchestrei? Imperiale, nu, ne pare rău, e greșeala noastră. Seara liniștită începe cu un eveniment nu într-atât de liniștit. Cu alte cuvinte, o zgomotoasă recepție de bun venit. Este un șoc pentru sist sistemul meu după plimbarea liniștită alături de tată. Un reporter de la clubul imperial de presă mă privește fix. Pe legitimația lui scrie Gazeta Japoniei. Până acum, întrebările sale sunt doar mici începături ascunse în puf. Citatul acesta face parte din recomandarea de lectură din această săptămână, venită din partea Bibliotecii Municipale Câmpulung. Este vorba de publicația Tokyo pentru totdeauna, autorii Emiko Jin, de la editura Litera din 2021. Volumul prezintă pe adolescenta americană Izumi, de origine japoneză, care va duce o existență tipică pentru tinerii din ultimul an de liceu din Statele Unite. Se distrează cu, prietenele sale, este o fire plină de umor și de ironie și o adevărată pasiune pentru țara în care învață. Dar cum se împacă oare toate acestea cu statutul de prințesă imperială? Adolescenta născu născută și crescută în Statele Unite se confruntă cu o neașteptată descoperire personală. Ea este, nici mai mult, mai puțin decât fiica prințului moștenitor al Japoniei. Astfel, volumul ne prezintă o călătorie spectaculoasă din Mount Shasta din statele unite până la Tokyo, o transformare ca în povești, însă toate în, în decorul fascinant al Japoniei contemporane. Și noi vă invităm la bibliotecă să împrumutați această carte. Mulțumesc. Cartea poate fi împrumutată de la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung.